de bazinul olimpic. Știți că avem un proiect în derulare legat de eficientizarea energetică a acestei clădiri. Acum, eu când am venit prima dată aici, am avut un șoc, pentru că constructorul care este aici mi-a explicat că sunt foarte multe lucrări care nu au fost prinse în proiect. Acum, gândiți-vă și dumneavoastră, eficiență energetică, până la urmă, ce înseamnă? Înseamnă panouri cu termosistem și pentru că astea înlocuite, ceva la genul acesta, dar o să mergem după aceea și la subsol ca să vedeți ce am găsit acolo. Vă dau un exemplu banal, dacă vă uitați pe toată partea de sus care susține acoperișul, partea metalică, vedeți că sunt locuri cu ruginite deja. Aici, din ce am înțeles, a fost inițial acoperită toată zona asta cu un, nu știu cu ce, cu polistiren, cu niște pedăceuri, care până la urmă, în timp, vă dați seama, ele s-au deteriorat și au început să cadă pe deopul cei care s-au copii pe aici. I-a fost dat la o parte. Constructorul mi-a spus că lucrarea, partea asta nu este, nu face parte din proiect. Deci cel mult puteau doar să intervină local, dar vă dați seama că mi-au și explicat ca să poată să vopsească toată suprafața asta, costă foarte mult. Hey, și între timp ei au făcut un raport, îl am aici, care, mă rog, mie mi-a arătat fața reală acestei clădiri. Și săptămâna viitoare am convocat toată lumea, începând luni, va veni proiectantul aici. Proiectantul la fel, este din Iași, nu prea mai răspunde la telefon, așa se întâmplă mereu. După ce ți-ai banii, cum ești cu containerul îngropat, deci trebuie să te rogi de ei. E mare un simplu contract acut de asistență cu parcursul lucrărilor, care vă dați seama că este mult mai mic decât valoarea proiectării. Și va fi aici, am transmis că trebuie să stea, dacă e nevoie, o săptămână, până când vom pune la punct toate lucrurile. Vrem să vedem ce se poate înscrie în cei 15% care am înțeles că ne-ar fi acceptați de către aderesul Guntenia. Chiar aseară m-a sunat domnul director Liviu Mușea și săptămâna viitoare, independent de această lucrare, va fi și dânsul la Vitez și voi veni cu el aici. Sunt convins că valoarea va depăși acest 15% și atunci vă dați seama că e vorba de bani impus pe care și așa bugetul este cum este pe 2021 și nu știu de unde îi vom lua.